Ovidiu Liteanu e mai mult decât un nume. Ovidiu Liteanu este o voce, dar mai mult decât o voce. Ovidiu Liteanu este o pasiune și aș zice mai mult decât o pasiune. Ovidiu Liteanu, rob al lui Dumnezeu, a fost chemat de stăpânul său acasă și s-a dus. Stimată soră Viorica, iubită familie îndurerată, suntem astăzi aici, atât eu cât și grupul acesta de păstori, de slujitori a Evangheliei, cu un profund sentiment de datorie față de Domnul care ni l-a dăruit pentru câteva zeci de ani pe Ovidiu Liteanu să tragă cu plugul în brazdele noastre, în ogoarele care ne-au fost încredințate. Suntem aici pe deplin recunoscători Domnului pentru omul pe care l-a folosit de-a lungul acestor zeci de ani ca să îmbogățească zestrea spirituală a penticostalilor prin aceste cântări care mișcau inimi, care făceau să curgă lacrimi, care determinau oamenii să se roage lui Dumnezeu. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că între darurile pe care El le-a făcut lucrării sale a fost și bărbatul acesta, Ovidiu Liteanu. Și astăzi, plin de apreciere pentru toți colegii mei de slujbă prezenți astăzi aici, ne-am adunat la oaltă ca să ne uităm în sus spre Cel de la care căpătăm toate lucrurile și în același timp să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care El a ales să lucreze. Ovidiu Liteanu cu siguranță l-a iubit pe Dumnezeu, îmi trece prin minte unul dintre versurile pe care le cânta cu pasiune și zicea: și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei. Toate acestea vorbesc despre o dorință aprinsă după Dumnezeu și după cerul Lui. Și de aceea, cunoscându-L pe Dumnezeu, căruia s-a rugat Ovidiu Liteanu, căruia i-a cântat Ovidiu Liteanu, pe care l-a frământat Dumnezeu pe acest Ovidiu Liteanu, cunoscându-L pe Dumnezeu, cred astăzi că el, Ovidiu, este într-un loc mai bun decât noi. Sigur că atunci când vorbim despre moarte, moartea îi îngrozește pe oameni. Știți ce spun oamenii despre moarte? Că moartea răpește, că moartea duce. Știți ce ar spune despre dumneavoastră, sora Viorica, astăzi oamenii? Că v-ați pierdut soțul. Despre noi, credincioșii penticostali, oamenii ar spune că am pierdut pe unul dintre cei ce au slujit cu credincioșie. Și e drept, dacă privim lucrurile din perspectivă omenească, dacă suntem ancorați numai aici, vom zice, am pierdut. Însă există o altă față a morții, despre care vă rog să mă îngăduiți să vorbesc în momentele următoare. Este o parte frumoasă a morții. Zicea apostolul Pavel într-un alt context, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Da, din perspectivă omenească, moartea poate fi privită ca o pierdere, însă din perspectiva lui Dumnezeu, și perspectiva aceea nu putem să o avem decât dacă avem credință în Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu, moartea este un mare câștig. De ce spun lucrul acesta, dragii mei?
ca să fim încurajați în această zi, la plecarea lui Ovidiu Liteanu dintre noi, să fim încurajați, să putem să zicem ca și Apostolul Pavel, moartea este un câștig. Bisericile din cultul penticostal au beneficiat mult de pe urma slujirii acestui om al lui Dumnezeu. Am auzit despre atâția oameni care s-au întors la Dumnezeu la chemările pe care le făcea Ovidiu Liteanu. Am auzit cântările lui cântate în locuri în care nici nu vă gândiți. Eram odată la Consiliul Județean în Timișoara și m-am dus să depun niște documente la registratură. Și de acolo dinăuntru se auzea cântarea lui Ovidiu Liteanu. Și a trebuit să o întreb pe doamna care era acolo la ghișeu: sunteți credincioasă? A zis: ascult și îmi place. S-a limitat să-mi spună doar atât: ascult și îmi place. Dragii mei, astăzi, cu încredințarea deplină că Ovidiu Liteanu s-a dus la Domnul, aș vrea să dau o perspectivă divină asupra plecării lui dintre noi. Și perspectiva aceasta divină, știți ce înseamnă? El s-a dus la o viață desăvârșită. Crede cineva că viața pe care o trăim aici este o viață desăvârșită? Departe de noi gândul acesta. Te uiți câteodată la optimismul unui copil sau a unui tânăr și stai în mod obligatoriu și zici: încă bietul de el n-a gustat cu adevărat din ce înseamnă viața. Pentru că viața aceasta e o combinație de atâția factori. Nu vedeți dumneavoastră ce ne dă Dumnezeu în viața aceasta? Până la urma urmei aș vrea să spun tare și răspicat: viața aceasta nu este decât o prefață a adevăratei vieți, a veșniciei. De ce spun asta? Pentru că în viața aceasta Dumnezeu vrea să ne pregătim pentru veșnicie. În viața aceasta avem perioada aia de creștere, copii fiind creștem. Și atâta de dragă ne e creșterea. Și copiilor le e dragă creșterea și se duc și se măsoară la tocul ușii să vadă dacă au mai crescut puțin. Părinților le este dragă creșterea și se uită cu atâta satisfacție că le-au mai crescut copiii. Dar întrebați-l pe unul ca și mine, cu păr cărunt, și veți vedea că eu sunt unul dintre aceia care gustă și partea cealaltă, reversul creșterii, adică îmbătrânirea. Vedeți ce avem în viață? Ne bucurăm să creștem și după aceea ne întristăm când vedem că scădem și mai pierdem din putere, mai pierdem din cele ce le-am avut și încetul cu încetul ne aplecăm spre încheiere. Și creșterea e viață, și îmbătrânirea e parte din viață. Avem în viața aceasta bucurie și gustăm bucuria, ne e dragă bucuria. Dar vai, pe lângă bucurie ne întâlnim și cu tristețea. Știm cu toți ce-i lacrima. Doamne, oare de ce îmbinarea aceasta? Creștere, îmbătrânire, bucurie, lacrimă, sănătate, cunoaștem și perioada de sănătate, dar vai, ne întâlnim și cu boala. Cunoaștem ce-i râsul, dar cunoaștem ce e plânsul. Cunoaștem ce e iubirea, dar cunoaștem și ce e ura. Și atunci ne întrebăm încă o dată: Doamne, de ce toate acestea? Ca să înțelegem că în viața pe acest pământ Dumnezeu ne lasă să gustăm din toate, ca să alegem ceea ce ne va fi de folos pentru veșnicie. Până în 1989, Ovidiu Liteanu, conform mărturiei lui, a trăit gustând păcatul.
Dar în 1989, la capătul anului, s-a întâlnit cu Dumnezeu și a început să trăiască în așa fel încât la capăt să nu se mai întâlnească nici cu lacrima, nici cu tristețea, nici cu boala, nici cu îmbătrânirea, nici cu ura, cu nimic din toate acestea, ci să găsească viața adevărată. Și vreau astăzi să vă spun, pentru o bună încredințare a celor ce sunt îndoliați, există o parte frumoasă a morții, pe care noi nu o vedem cu ochii aceștia, dar o vedem prin credință. Ovidiu Liteanu s-a dus la un loc care este nespus mai frumos. Aici viața nu este desăvârșită, dar el s-a dus la o viață desăvârșită. Doamne, ajută-ne pe toți să gustăm din viața desăvârșită pe care o dai Tu. Dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte astăzi că pentru cei credincioși Dumnezeu a pregătit raiul. Pentru cei ce umblă pe propriile lor cărări în lumea aceasta, există un iad pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dar dacă oamenii nu vor să aleagă pe cel ce dăruiește fericirea, cu regret trebuie să spun, ei se vor duce ca să-și petreacă veșnicia împreună cu cel de care ascultă. De aceea astăzi îmi îngădui să iau mantaua de evanghelist pe care a purtat-o adesea Ovidiu Liteanu și să vă spun tuturor, alegeți-L pe Iisus Hristos, singurul care ne poate ferici, singurul care ne poate duce la o viață desăvârșită. Alegeți-L pe Iisus Hristos, singurul care ne poate duce pe tărâmul acela unde nu e moarte, unde nu-i lacrimă, unde nu-i durere. Așa a spus Mântuitorul, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ascultați-mă bine. Moartea, ceea ce vedeți aici, nu este sfârșitul existenței. N-aș vrea să greșim zicând că noi trecem din lumea celor vii în lumea celor morți. Nu! Cine crede în Hristos nu trece în lumea celor morți. Cine crede în Hristos, oamenii credincioși pleacă din lumea celor care mor în lumea celor care nu mai mor niciodată și sunt vii în vecii vecilor. O, ce bine ar fi să înțelegem aceasta, acest adevăr. Există partea frumoasă a morții atunci când înțelegi că ea te duce spre o viață desăvârșită. Doamne, ajută-ne pe toți să ajungem la viața desăvârșită. Mai mult decât atât, pentru cei credincioși, moartea ne duce la o casă desăvârșită. De ce spun o casă desăvârșită? Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, aici pe pământ, răul este la el acasă. Nu vedeți dumneavoastră să tot vrei binele, ți-ai curățat mobila și ți-ai lustruit-o și peste două zile vezi iarăși praful pe ea. Pentru că stricăciunea se luptă cu orice lucru din lumea aceasta. Aici toate se strică mai devreme sau mai târziu. Facem eforturi permanente să reparăm, să întreținem. Așa e lumea asta. E casă în care locuiește răul. Trăim închiși într-un lagăr cu suferința aici pe pământ. Asta pot să mărturisească oamenii. Și ne întâlnim aici cu suferință fizică, ne întâlnim cu suferința emoțională, ne întâlnim cu suferință spirituală aici pe pământul acesta, pentru că așa e lumea de aici. Și aici, în casa aceasta pământească, totul este temporar, totul trece mai devreme sau mai târziu. Nu vedeți dumneavoastră că sunt lucruri bune în lumea aceasta, care ele însele ajung să facă rău? Nu e așa că apa e bună? E bună apa și o binecuvântare, dar dacă odată cade prea multă, nu e așa că face pagubă și strică? Focul este el însuși o binecuvântare, dar dacă e prea mult, strică și face atâta rău focul dacă nu este controlat. O, dacă am vrea noi să înțelegem fiecare dintre noi că există sus în veșnicie o casă desăvârșită. Înțelegem noi că nu aici este casa adevărată? Pentru că aici a pătruns răul,
atunci când pe pământul acesta Adam, cel ce a fost pus să stăpânească peste pământ, a luat sceptrul stăpânirii și ascultând de Satan l-a încredințat diavolului și de atunci stăpânitorul lumii acesteia face atâta rău. Dar ascultați-mă bine, pe cei credincioși Domnul vrea să-i ducă într-o casă desăvârșită. Nu vedeți că aici părtășia cu cei dragi este frântă? Ne este luat unul dintre cei dragi? E luat dintre noi și părtășia este frântă. Aici suntem împărțiți de distanțe, suntem împărțiți pe continente diferite și așa mai departe. Dar acolo, în casa de sus, acolo e casa desăvârșită pe care a pregătit-o Domnul. Și în casa aceea desăvârșită vom fi toți la olaltă împreună cu Domnul pe care l-am slujit. De aceea spun, este o parte frumoasă a morții. Aș zice că pe cei credincioși moartea nu-i duce doar spre o viață desăvârșită, doar spre o casă desăvârșită, ci și spre o ființă desăvârșită. Am văzut fotografiile lui Ovidiu Liteanu perândându-se, l-am văzut și la tinerețe, l-am văzut și în anii de pe urmă. Aici ființa noastră se schimbă. Aduc aminte, un prieten de-al meu m-a văzut într-un video din tinerețe. Traduceam pe cineva la un amvon și a venit și m-a întâlnit foarte surprins. Și a zis, te-am văzut într-un video în anul cu tare și cu tare. Și după aceea tot el a zis, vai ce face timpul cu oamenii. Ființa aici pe pământ este o ființă vulnerabilă. Aici încărunțim, aici îmbătrânim. Trupul nostru se strică din zi în zi. Numai mândria nu ne lasă să recunoaștem asta și ne tot cosmetizăm și ne aranjăm să nu se vadă că noi nu mai suntem ceea ce am fost. Și încercăm și s-a dezvoltat o adevărată industrie cosmetică ca să-i ajute pe oameni să se lupte, să arate ca la 20, ca la 30 de ani. Dar nu se poate. Ființa aici pe pământ este vulnerabilă, dar am veste bună. Acolo, în patria cerească, Dumnezeu ne dă o ființă desăvârșită. Acolo e ca în basmul românesc, tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Aici trăim în trupuri bolnave care se degenerează în fiecare zi. Acolo vom fi pentru totdeauna cu Domnul în fericire. Și ce bine ar fi să înțelegem astăzi la plecarea dintre noi a lui Ovidiu Liteanu. Ce bine ar fi să înțelegem fiecare dintre noi, oameni buni, se moare aici pe pământ. Aici se moare, în ceruri se trăiește. Și tocmai de aceea, astăzi, când am auzit afirmația aceasta, orice eveniment ar trebui să fie o evangelizare. Îngăduiți-mi, vă rog, să fac ceea ce îl pasiona pe Ovidiu Liteanu și să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să gândiți în mod rațional în dreptul dumneavoastră, gândiți pentru binele dumneavoastră, gândiți pentru folosul dumneavoastră. Aici toate se strică, mai devreme sau mai târziu ne vom duce. Și nu trebuie să trăiești cât Ovidiu Liteanu, vai, sunt alții care pleacă mult mai devreme. Vai, sunt unii care pleacă în mod surprinzător, neașteptat, se duc de pe pământul acesta. Și ce păcat ar fi clipa plecării să te găsească nepregătit. De aceea te chem pe tine care ești astăzi prezent aici, te chem pe tine care urmărești pe internet serviciul acesta funebru, te chem astăzi, întoarce-ți privirea spre Cel ce viețile le-a dat, întoarce-ți privirea spre Dumnezeu, spre Cel ce ne poate duce din patria celor care mor în patria celor care trăiesc veșnic. Ovidiu Liteanu a plecat. Și acum, în numele cultului penticostal din România,
Alături de acest pluton de luptători în armata Domnului, ne îndreptăm privirile în sus către Domnul și zicem, Doamne, avem sentimentul că oștirea noastră a slăbit, pentru că unul dintre luptători și-a încheiat perioada de luptă. Dar mai zic ceva. Doamne, așa cum Te știu pe Tine și cum cunosc vremile acestea, Te rugăm, Doamne, ridică alți, mulți luptători care să lupte în armata Ta. Mi-a fost drag să aud aminul colegilor mei și credem cu tărie că Dumnezeu, care este comandantul oștilor, care este Jehova Savaot, Dumnezeul oștirilor, credem că El va purta de grijă. Astăzi ne plecăm cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu și mulțumim pentru toată slujirea lui Ovidiu Liteanu. Sora Viorica, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, îngăduiți să vă mulțumim și dumneavoastră. Știm că ați luptat cot la cot cu El. Și am încredere că astăzi cerul s-a deschis pentru Ovidiu Liteanu și în fața lui Domnul, cu brațele deschise, îi zice, bine, rob bun și credincios, vino să moștenești împărăția care ți-a fost pregătită. Și sora Viorica, rămâneți lipită de Domnul și aceleași brațe, cu aceleași cuvinte, vă vor aștepta și pe dumneavoastră. Până atunci, să rămânem încurajați. Domnul oștirilor își conduce oștirea și împărăția lui Dumnezeu va triumfa. Amin.